vrea în seara aceasta, în momentele pe care le-am, clipele pe care le-am la dispoziție, să vă aduc aminte de faptul că Domnul Iisus a venit cu o misiune precisă. El a venit ca să ne înlocuiască în plătirea datoriei noastre și a murit în locul nostru. Prin moartea Lui, noi am fost ispășiți de păcatele noastre, am fost salvați de păcatele noastre, am fost justificați. Cu alte cuvinte, trecutul nostru păcătos a fost iertat. Când tâlharul a murit după ce a fost iertat și a mers la Domnul pentru că nu a avut păcate. Dar dacă el ar fi trăit, el ar fi dus o viață în care trebuia să se lupte cu firea pământească și să nu mai păcătuiască. O experiență care este acum a noastră. Omul din lăuntru se luptă cu omul din afară, cu firea pământească, cu carnea, care este sediul dorințelor și instinctelor primare. Deși suntem foarte bine intenționați, deși venim aici din dragoste, de bunăvoie, ca să-L cinstim pe Dumnezeu și să sărbătorim cu frații prezența Domnului, noi avem această luptă a omului din interior cu omul din exterior. Întâlnirea acestor două entități creează o tensiune, creează o luptă. Carnea vrea să se dezlănțuie, să păcătuiască, pentru că ea atâta știe. Omul din lăuntru a primit cuvântul care trasează o anumită direcție și care pretinde un anumit stil de viață, respectiv o viață trăită în sfințenie, în puritate. Doar că noi suntem neputincioși ca să ne ridicăm la înălțimea chemării lui Dumnezeu, atât pentru viața personală, sfințirea, cât și pentru viața de slujire. Uneori păcătuim și ne mirăm de noi pentru că s-a întâmplat să alunecăm. Și aceasta afectează sfințenia noastră. Și s-a întâmplat de suficiente ori ca să ne dăm seama că suntem slabi. Dincolo de aspectul personal și interior al sfințirii, Dumnezeu ne cere să slujim. Și Dumnezeu ne cere să manifestăm abilități, resurse duhovnicești. Ei, aceste resurse vin din Duhul Sfânt. Este adevărat că atunci când noi slujim pe Dumnezeu, nu ne pierdem capacitățile noastre intelectuale, studiile noastre, cercetările noastre, încercarea de a veni în fața bisericii cu câteva idei, sigur, acestea rămân. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu se poate întemeia doar pe atât. Avem nevoie de resurse care ne depășesc pe noi și care vin de la Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a participat activ în convertirea noastră, în nașterea noastră din nou. El a fost acolo și persoana Duhului Sfânt nu poate lipsi în mântuirea unui om. Însă Domnul Iisus, când este întrebat despre problemele de sfârșit, problemele escatonului, El abate privirea ucenicilor de la chestiuni de genul acesta și le spune: voi veți primi o putere și puterea aceasta se va manifesta în voi și prin voi și veți merge și veți face lucrarea lui Dumnezeu împuterniciți cu aceste resurse ale Duhului Sfânt. Și Cartea Faptele Apostolilor ne stă drept pildă la toate minunile care s-au întâmplat și, în general, la miracolul pe care îl cuprinde Vechiul și Noul Testament. În ce măsură noi, așa cum ne vedem noi unii pe alții, suntem în stare să facem lucrarea aceasta? În nicio măsură. Este nevoie ca să avem Duhul lui Dumnezeu în noi, care să poată lucra prin noi, să manifeste darurile spirituale și lucrările lui Dumnezeu, lucru care va da o altă valoare lucrării pe care noi o facem. Călăuzirea Duhului în predică, călăuzirea Domnului în muzică, călăuzirea Domnului în viața personală, în decizii, în relații, în lucrarea de misiune și de evangelizare. Dacă ne uităm în Scriptură, sunt acele celebrele cinci experiențe pe care apostolii le-au avut și observați, vă rog, că prin acele cinci experiențe Dumnezeu atinge cinci categorii de oameni diferite.
În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, se întâmplă experiența umplerii cu Duhul Sfânt în contextul ucenicilor Domnului Iisus. Ei au mers cu Domnul, i-au ascultat învățăturile, i-au văzut modelul de viață, au primit mandatul de a continua lucrarea Lui și au fost învățați să stea, să se roage și să aștepte să primească puterea. Și se întâmplă în Fapte 2. Observați pe cine atinge, ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ei au devenit apostoli și ei au dus mai departe lucrarea Lui Dumnezeu. Mai bine de 3 secole această lucrare Lui Dumnezeu a fost interzisă și s-a făcut într-un mod ilegal, pentru că religia națională era păgânismul. Numai Constantin cel Mare, în urma visului pe care l-a avut la jumătatea secolului 4, a adus religia creștină în legalitate alături de cultul păgân. Dar 300 și ceva de ani au fost interziși, au fost prigoniți, au fost persecutați. Perioada aceea a fost cea mai înfloritoare, pentru că niciodată biserica nu este mai puternică decât atunci când se confruntă cu adversități, cu suferință, cu singurătate, cu anonimat, cu amenințări, cu pericole. Dar Fapte 2 ne prezintă modul în care ei au fost botezați. Observați supranaturalul. Ei s-au comportat într-un fel ciudat, cel puțin ciudat. Această ciudățenie a fost remarcată de oamenii care erau acolo și nu făceau parte din grupul botezaților, din grupul umpluților cu Duhul Sfânt. Și cei umpluți cu Duhul Sfânt s-au manifestat cel puțin ciudat pentru că au fost învinuiți că sunt beți. Când un om se numește beat, ce fel de manifestări trebuie să aibă ca să fie numit beat? În primul rând, îi se încurcă vorbirea și nu prea mai știe ce vorbește. Bombone, bolborosește. Ei bine, această vorbire în limbi, adică o limbă neînțeleasă, inteligibil, cu rațiunea, a fost calificată de cei care erau martori la umplerea apostolilor cu Duhul Sfânt, a fost calificată ca o manifestare a beției. Sigur, dacă recitim în Scriptură, Scriptura ne spune următorul lucru: toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, atenție, cum le dădea Duhul să vorbească. Nu e nevoie să învățăm pe cei care stăruiesc să spună nici sânge, nu e nevoie să învățăm nici cum să vorbească, pur și simplu Duhul se ocupă de asta, nu noi, noi suntem martori. Noi încurajăm prin rugăciunea noastră, noi suntem alături de ei, noi ne rugăm pentru ei. Dar observați că Pavel, când s-a rugat pentru ei, a avut o autoritate încât își puneau mâinile peste ei și în clipa aceea erau botezați. Noi nu avem această autoritate, dar noi ne rugăm pentru ei, însă Duhul Sfânt le dă vorbirea aceasta, nu noi. Asta nu e o lucrare omenească, fraților. Asta nu e o lucrare care ține de transpirație, de dedicare, de consacrare. Asta este o lucrare care vine de sus, vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Țipetele noastre nu-L impresionează pe Dumnezeu, deși stăruința este o rugăciune foarte entuziastă, este o rugăciune aproape strigată. E mult entuziasm, dar Duhul lui Dumnezeu nu vine pe baza înălțimii vocii, vine pe baza nașterii din nou, vine pe baza mărturisirii păcatelor, vine pe baza unei vieți trăită în sfințenie, vine pe baza unei pregătiri a inimii cu post, cu mărturisire, cu rugăciune, vine pe baza încrederii că noi nu venim altceva decât să cerem ceea ce ne-a promis El. El ne-a spus, veniți și vă dau. Și noi ne ducem și așteptăm. Este relativ simplu. Însă nu se întâmplă în mod practic așa cum spun eu acum. Venim, luăm pachetul și plecăm. Unii primesc la prima rugăciune, alții primesc la a mia rugăciune, unii primesc în primul an, alții primesc în al 10-lea an. Nimeni nu știe să răspundă în mod foarte concret de ce. Pentru că totul se petrece într-o lume în care văzul nostru nu funcționează, în lumea invizibilă. De aceea trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu și să avem încredere în Dumnezeu, pentru că El ne va da ce a promis. Trebuie să ne pregătim duhovnicește pentru lucrarea aceasta și trebuie să avem încredere în Dumnezeu, pentru că noi Lui îi cerem să ne dea Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt vom fi niște oameni morali,
Vom avea o etică remarcabilă, dar nu ne va însoți puterea lui Dumnezeu. Putere care trece dincolo de retorica predicatorilor. Să știți că sunt și predicatori, sunt și vorbitori care pur și simplu lasă în urmă pe foarte mulți predicatori creștini. Dar oamenii ăia nu sunt născuți din nou, nu predică despre Biblie, ci ei pur și simplu sunt vorbitori de meserie. Folosesc retorica cum folosim noi omiletica. Noi vrem să cerem puterea lui Dumnezeu. Vrem să cerem descoperirea lui Dumnezeu, vrem să cerem darurile lui Dumnezeu, vrem să fim sub autoritatea lui Dumnezeu și El va ști cum să ne călăuzească. Niciunul de aici nu știe tot ce se va întâmpla. Pentru că noi suntem doar oameni din carne, noi înțelegem multe lucruri, dar nu înțelegem totul. Este nevoie de uimirea aceea și de surpriza aceea pe care o realizează Duhul când vine. Cineva se roagă mai tare, este mai gălăgios în rugăciunea lui, la stăruință se permite. Nu este necesar într-un serviciu divin. Dar la stăruință, acolo ne rugăm cu entuziasm și nu ne rugăm 5 minute, ne rugăm o oră, ne rugăm mai mult, atât cât simțim călăuzirea lui Dumnezeu și energia și disponibilitatea fraților. Ei bine, în fapte, în capitolul 2, apostolii au fost botezați. Dar în fapte, în capitolul 8, următoarea experiență, nu mai este vorba despre apostoli. Oameni din Samaria, unde era populația aceea mixtă, adică evrei s-au căsătorit cu oameni dintre neamuri și au intrat sub incidența disprețului evreilor care îi vedea cetățeni de mâna a doua, ei se convertesc. Ce înseamnă s-au convertit? L-au primit pe Domnul Iisus și El le ierta păcatele. Dar observați că nu se termină totul aici. De ce? Lăsați-mă să ajung la fapte, capitolul 8, să citesc, că este, ce este scris e mai bună decât memoria mea. Apostolii care erau în Ierusalim au auzit. Ce au auzit? Au auzit că Samaria a primit cuvântul. Și ce au făcut când au auzit? Au reacționat. Cum? Versetul 14, 8 cu 14. Au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. De ce? Păi haideți să vedem de ce. Petru și Ioan a venit la samaritenii care acum crezuseră și erau mântuiți, dacă mureau mergeau în cer, și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, dar erau mântuiți. Duhul Sfânt nu se dă nemântuiților, e ridicol să întrebăm dacă oamenii care nu-s botezați cu Duhul Sfânt sunt mântuiți. Păi ăștia fuseseră mântuiți. Sigur că fuseseră mântuiți, că nu poți să primești pe Iisus și să nu fii mântuit. Botezul cu Duhul Sfânt nu are rol mântuitor, are rol harismatic. Au venit la ei, s-a rugat pentru ei, versetul 15, ca să primească Duhul Sfânt, că nu se coboruse încă peste niciunul dintre ei și fuseseră doar botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan, iată dar, metoda ordinațională. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Asta este singura experiență dintre cele cinci unde nu sunt prezentate semnele. Nici vorbirea în limbi, nici prorocia, nimic altceva. Însă în fapte, capitolul 9, este experiența unuia dintre cei mai mari împotrivitori ai creștinismului. Fapte 2, ucenicii Domnului. Fapte 8, locuitori ai Samariei, care erau disprețuiți de evrei și erau priviți ca niște evrei de mâna cincea. În fapte 9 este senatorul, congresmenul Saul, care se convertește și care ajunge să fie moșit, mentorat de Anania, de un ucenic anonim. El care era marele Pavel, marele Saul de fapt, nu marele Pavel. Și observați că aici în versetele 17, 18 și 19 este prezentat foarte succint experiența lui spirituală. Dacă mergem mai departe, ajungem la ofițerul, la capitanul Corneliu. Ăsta era italian. Priviți, se duce la ucenici, merge în populația mixtă din Samaria, se duce la senatorul Pavel, care era foarte împotrivitor și mergea să-i aresteze pe creștini, și în penultima experiență se ocupă de soldații italieni care erau trimiși de împăratul de la Roma să mențină ordine în zonele atașate, cucerite, dominate. Și în timp ce Petru predica, oamenii ăștia nu s-au rugat, n-aveau stăruință. Ei stăteau cum stați dumneavoastră acum și ascultau cuvântul.
Versetul 44, 10:44. Pe când rostea Petru cuvintele acelea, nu era rugăciune fraților. Pe când rostea Petru cuvintele acelea, Duhul Sfânt a coborât peste cei ce ascultau cuvântul. Versetul 45. Credincioșii au rămas uimiți pentru că au văzut darul și 46 îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și ultima experiență, fapte 19, aici observați că atinge iudeii care erau ucenici ai lui Ioan, nu ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și Pavel se întâlnește cu ei și le pune întrebarea cu pricina. Voi ați fost botezați cu Duhul Sfânt după ce ați crezut. Ce înseamnă ați crezut? Ați fost mântuiți, ați fost născuți din nou. Aceasta este accepțiunea în Noul Testament a ideii. Ați primit pe Iisus, ați crezut și ei spun, nu am auzit. Nimeni nu ne-a spus despre această etapă superioară. Și din nou metoda ordinațională. Pavel și-a pus mâinile peste ei, versetul 6, Duhul Sfânt s-a coborât și vorbeau în alte limbi și proroceau. Observați lucrările harismatice, lucrările Harului, lucrările Duhului. Oamenii lui Dumnezeu, ne vom întâlni luni, marți, miercuri, joi, vineri. Sigur că este important să fie păstorii cu noi și i-am invitat pe toți. E important să avem musafie, dacă se poate, oameni cu daruri de la Duhul Sfânt. Dar dincolo de toți oamenii mai înălțați în slujire dintre noi, botezul cu Duhul Sfânt vine de la Duhul Sfânt, nu de la ei. De la niciun președinte, vicepreședinte, ordinați, proclamatori sau proroci, nu. Ei încurajează lucrarea, ei susțin lucrarea, ei mijlocesc în rugăciune, dar de la Duhul vine botezul. Poate veni aici sau poate veni acasă, poate veni în mașină, poate veni în timp ce asculți o cântare, o predică sau în timp ce stăruiești. Lasă-te la dispoziția Duhului. A trecut timpul și nu vreau să vă ispitez mergând peste program. Urmează să ne rugăm și sunt oameni care trec prin necaz și în timpul slujbei ne mai scriu mesaje și ne mai spun despre necazurile lor și ne cer să ne rugăm. Sora Claudia Rațiu, cunoașteți familia Rațiu, prietenii noștri, ei se închină în Biserica Baptistă, ne spun despre mama lor pe care o cheamă Geta Flota, dânsa a mai fost pe lista noastră de rugăciune, mâine va avea o operație pe cord deschis. A mai fost operată în felul acesta acum 13 ani și familia Rațiu, mă special sora Claudia, care este fiica dânsei, ne cere să ne rugăm și dacă dintre dumneavoastră puteți să postiți, să stați înaintea Domnului cu bolnave din biserica noastră, să o amintiți și pe sora Geta Flota. De asemenea, să ne rugăm pentru pastor, să ne rugăm pentru președintele Trump. Să ne rugăm pentru el, pentru viziunea lui, să ne rugăm pentru echipa lui, să ne rugăm pentru implementarea acestei viziuni. Noi credem că este o vreme pe care ne-o dă Dumnezeu, dar să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru protecția lui. Ascultați-mă, să ne rugăm pentru protecția lui, să ne rugăm pentru sănătatea lui, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i cucerească în mod desăvârșit inima. Aceasta este treaba noastră. De asemenea, să ne rugăm și pentru pastorul David Măgduț. El este împreună cu Fănel Morar. De dimineață au fost la biserica din St. Louis și în seara aceasta au mers la biserica din Washington, din Missouri. Și după ce se termină slujba, vor călători spre casă. Oameni dragi, haideți să stăm în fața Domnului și să ne rugăm pentru vă rog să vă ridicați, să ne rugăm pentru săptămâna de stăruință, să ne rugăm pentru cei care stăruiesc. Dumnezeu să învețe cum să postească, cum să se roage, cum să se pregătească în sfințenie. Să ne rugăm pentru cei care au fost umpluți, dar au nevoie de reumplere. Și să ne rugăm înaintea Domnului pentru toți cei care sunt dezamăgiți și nu mai au încredere, nu mai au curaj, nu mai au motivație, nu mai au energia necesară, determinarea necesară ca să vină și să stea la dispoziția Domnului. Nu uitați de sora Geta Flota, de toți ceilalți bolnavi, de președintele Trump și de toate celelalte motive de rugăciune pe care le aveți în suflet. Să ne rugăm, frați și surori, în încheierea slujbei.